organizat de Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității de București și al Centrului de Credință și Cultură din aceeași facultate. Tema pe care vă propunem în seara aceasta este una relevantă, e una actuală, una cu care ne confruntăm într-un fel sau în altul în ultimele 3 luni, și anume războiul care a început în 24 februarie 2022, aici, aproape de noi. Însă, având în vedere toate aspectele complicate, complexe ale acestui eveniment, cu siguranță e nevoie de o reflecție din diverse perspective. Și în seara aceasta avem bucuria ca împreună cu invitații noștri, domnul profesor universitar dr. Odniel Bunaciu și profesor universitar dr. Daniel Barbu, ambii din cadrul Universității de București, să răspundem la câteva întrebări relevante în această, pe această temă. Domnule profesor, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Rusia și Ucraina sunt două din țările europene cu procente foarte mari de persoane care s-au declarat a fi creștine. Cu siguranță în Rusia procentele pot fi puse sub semnul întrebării și unele studii variază cu cifre de la 45% până la 65% de persoane declarate a fi creștine. În Ucraina numerele sunt mult mai mari, e peste 80%, 81-83%. Dar cel puțin cultural, istoric, ele sunt țări așa numite creștine. Cum se poate explica izbucnirea războiului între două asemenea țări creștine, domnule profesor Bunaciu? În primul rând, ar trebui poate să ne luăm după ceea ce declară cei care au intenționat războiul. La Rusia declară că se teme de ce se întâmplă în Ucraina, de proximitatea NATO care invadează spațiile de siguranță pe care le aveau, de faptul că populația vorbitoare de limbă rusă nu este tratată corect. Deci Rusia nu declară în prima fază că războiul are o natură religioasă, mai degrabă denazificarea, cum a spus președintele Putin, a Ucrainei. Dar bineînțeles că toate aceste argumente s-au dovedit a fi neadevărate. Pe de altă parte, vedem și declarația Patriarhului Kiril, care susține războiul acesta și la un moment dat chiar îi dă așa o notă prin care spune că ar fi de acord cu el, ceea ce este de fapt îngrozitor pentru un lider creștin. Revenind la cifrele despre care vorbeați, ambele țări vin din spațiu ex-sovietic și după atâta vreme de conducere comunistă, ateistă, întrebarea este ce înseamnă să fii creștin în zona asta care nu a avut o mărturie creștină vie importantă în perioada sovietică. Și aceasta ridică, de fapt, pentru noi toți o altă întrebare. Ce mai înseamnă astăzi, mai ales în Occident, care are o istorie creștină, creștinătatea? Întrebarea este dacă ceea ce vedem noi în aceste procente se referă la un creștinism care este practicat din convingere sau este, de fapt, un fel de cultură socială, religioasă, bineînțeles și cu note de practică, și care reprezintă, de fapt, o asociere a bisericii majoritare cu statul, și, de fapt, vedem un fel de creștinătate în care biserica este parte, într-un fel, din aceste structuri. Și este interesant că lucrul acesta nu s-a întâmplat doar în Rusia, pentru că și în Ucraina, înainte de criză, au existat o biserică ucraineană pro-rusă care recunoștea patriarhul de la Moscova. A existat o biserică ucraineană pro-ucraineană care a încercat să-și demonstreze propria identitate și să-și o afirme. Și la un moment dat a existat și o biserică ortodoxă ucraineană independentă. Deci această tulburare
vine pe fondul fărâmițării, fărâmițării Uniunii Sovietice și a nesiguranței bisericilor acestea de tip stat vis-a-vis de relația lor cu lumea nouă. De exemplu, și în Republica Moldova situația este asemănătoare. Există o parte din Biserica Ortodoxă din Moldova care acceptă Patriarhul de la Moscova și altă care acceptă Patriarhul de la București. De această nealiniere pe criterii de limbă, de afinități politice, etnice, ușor se transformă după aceea într-un context în care bisericile sunt pot fi atât de aliniate și cu statul și într-o dimensiune poate să capete o dimensiune politică, chiar dacă bisericile poate nu intenționează acest lucru, dar statul nu are nicio rezervă să folosească biserica dacă poate, bineînțeles. Deci eu văd într-un fel justificarea aceasta religioasă ca fiind secundară intereselor politice a statului, dar ea devine parte din realitatea războiului acum, din păcate. Vă invit să privim la potențialele rădăcini istorice și teologice ale acestui război. În ceea ce privește dimensiunea istorică, unii analiști vorbesc despre o ideologie metafizică, mitologică a președintelui Vladimir Putin, care pare a fi preluat limbajul Bisericii Ortodoxe Ruse despre excepționalismul tradiției răsăritene, de fapt mai specific al celei ruse. Și unii argumentează că pentru asta ar fi nevoie să ne ducem înapoi în istorie cu un mileniu pentru a revizita conceptul de Sfântul Rus, spațiul sacru, neamul sacru, destinul sacru. Alții ar sugera că ar trebui să ne ducem, de fapt, mai mult în trecut, poate secolele 3-4, cu siguranță schimbările produse de politica nouă a lui Constantin față de creștini. Se poate vorbi într-adevăr despre o suprapunere a acestei ideologii metafizice, mitologice, putiniste, să-i spunem, față de pretenția Bisericii Ortodoxe Ruse de a fi a treia Romă, de a fi salvatoarea creștinismului autentic, în contextul presupusei decăderi totale a creștinismului apusean, în mod special al celui protestant? Da, sigur că e o istorie care nu e chiar atât de lungă, exceptând, sigur, episodul Constantinian, pentru că istoria la care mă voi referi imediat stă în umbra lui Constantin, dar nu are o legătură directă cu el. Istoria începe în secolul XVI, o epocă în care teritoriul actualei Republicii Ucraina și Kievul, ca atare, erau parte a Uniunii Polono-Lituaniene și de la Moscova se consolida procesul de reunificare a pământurilor rusești în jurul Moscovei. Nu, și are loc în 1555 un sinod local care a rămas faimos în istoria și politică și religioasă a Rusiei, conciliul, sinodul celor 100 de capitole, Stoglav, în care, într-un fel, în consens involuntar cu ceea ce se întâmpla în Anglia prin actul de conformitate sau în regatele scandinave cu transformarea Bisericii Luterane în biserică de stat, Biserica Ortodoxă Rusă, în formula ei moscovită, devine un departament al statului. Nu? Stoglavul afirmă că cele două instituții, statul și biserica, sunt de nedespărțit, dar sunt și ierarhizate. Statul fiind instituția supremă, pentru că, de pildă, statul primește inclusiv dreptul de a administra bunurile bisericești. Deci episcopiile, mănăstirile nu își mai administrează singure domeniile, ci primesc un venit de la stat care administrează în numele lor aceste domenii. În același timp, același conciliu declară credința pravoslavnică, deci versiunea rusească a ortodoxiei post-bizantine, ca element identitar fundamental, separat de toate celelalte forme ale credinței creștine și lansează acest principiu care va cunoaște și variante românești în secolul al XX-lea, mult mai târziu,
Și anume, dacă ești rus, trebuie să fii ortodox. Nu poți fi rus fără să fii ortodox. Nu? Identitatea pravoslavnică intră în rețeta spiritului rusesc. Sigur, ulterior, istoria Rusiei moscovite, care se transformă odată cu Petru cel Mare și cu ceilalți țari ai secolului al XVIII-lea într-un imperiu continental care intră în concertul marilor puteri. Toată această istorie ulterioară e marcată de o tensiune între ceea ce se va numi în secolul XIX slavofilie, cum ați spus, o ideea excepționalismului rus, sufletul rus, nu Dostoevski, care ar fi oglinda literară prin excelență acestui suflet cu totul excepțional, care nu seamănă cu niciun alt suflet de pe lume, și în același timp tendințele occidentalizante, nu, de a alinia Rusia civilizații occidentale, civilizației luminilor, raționalismului și apoi proceselor de construcție a statului națiune. Sigur, Revoluția bolșevică a fost un efort de occidentalizare, într-un anumit fel, pentru că se baza pe o ideologie germană, nu pe una slavofilă, să spunem așa, domestică, băștinașe, creată în laboratoarele de la Kremlin. Nu, era o ideologie germană care căpăta o formulă care inițial nu trebuia să fie națională, ci profund internațională. Nu, Revoluția bolșevică urma să se rostogolească pe tot globul. Abia Stalin se repliază când lansează la sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, această idee a socialismului într-o singură țară. Deci, cel puțin la nivel ideologic, închide Rusia sovietică, Uniunea Sovietică deja se numea oficial, față de restul lumii, nu o mai vede ca un soi de pată de ulei revoluționar ce urma să se scurgă peste tot, și spune, astea sunt granițele, aici construim socialismul. Odată cu războiul al doilea mondial, sigur că acest socialism într-o singură țară capătă și o amprentă naționalistă. Nu? În cursul războiului, în 1941, în decembrie, Stalin rostește celebra cuvântare, va fi sărbătoare și pe ulița noastră, în care face apel la sentimentul patriotic și național al rușilor, nu al oamenilor sovietici. Și astea sunt originile extrem de complexe, divergente ale actualei filozofii a lui Putin, care moștenește tradiția imperială. În mod ciudat, Putin a fost întrebat la un moment dat cine e personajul din istoria Rusiei care e pentru el un model, și a spus Petru cel Mare. Deci un occidentalizant, nu un slavofil, un rusocentrist. Nu? Ceea ce e, deci e vorba de o ideologie bricolată, eclectică, care e îndatorată în mod foarte serios tradiției sovietice, în primul rând, și a imperialismului de tip sovietic și a complexului rănit de superioritate pe care Uniunea Sovietică îl avea în ultimele sale decenii de existență. Elemente slavofile, sigur că când există un asemenea lider, diversi ideologi, teoreticieni și număr printre ei și pe Patriarhul Kiril, încearcă să pirateze această acțiune și să verse propriile lor idei într-o albie care e fundamental una sovietică. Nu trebuie să avem mari îndoieli, această obsesie pentru securitate. Nu? Da. Pentru că, așa cum spunea domnul profesor Bunaciu, asta a fost, și cred că a spus adevărul, asta a fost obsesia lui Putin, securitatea Federației Ruse, nu? Care e un lucru sfânt
Nu sufletul e sfânt, ci securitatea e sfântă. Nu? Și ea trebuie apărată cu orice preț, inclusiv cu cel al purtării unui război extrem de impopular la scară mondială, și înțelegem că din ce în ce mai impopular chiar în societatea rusă. Și binecuvântată de biserică. Binecuvântată de biserică. Biserica a urmat, așa cum a urmat l-a urmat pe țar până în 1917, așa cum după 1940 a urmat puterea sovietică, biserica, evident, după 90 urmează actuala putere, scrie în Stoglav că biserica trebuie să spune exact ceea ce îi se dictează de la Kremlin, nu are decât în materie de liturghie independență. De îndată ce ești de la liturghie, nu mai ai niciun, dacă ești credincios de rând, preot, episcop, patriarh, nu mai ai niciun fel de libertate, doar te uiți fix către proprie locatarul de la Kremlin, că e țar, că e președinte, indiferent cum se numește, și aștepți instrucțiuni de la el ce să faci. Am o ilustrație aici interesantă, că am fost de curând într-o localitate din Ucraina cu niște ajutoare, în sfârșit, și m-am întâlnit cu un pastor de acolo și vorbeam cu el și spun: dumneavoastră sunteți ucrainean sau rus? Și el zice: sunt rus, dar nu vreau să afle Putin că vine să mă salveze și pe mine. Deci asta e la ideea, știi, că securitatea asta după aceea se proiectează și în alte părți unde sunt vorbitori de limbă rusă, pentru că și aceștia trebuie cumva salvați de unde și acest potențial al extinderii conflictului. Domnule profesor Barbu, de fapt dumneavoastră ne-ați adus exact în punctul foarte natural al studierii sau al analizei dimensiunii teologice, pentru că e nevoie să ne întrebăm care este rolul înțelegerii răsăritene a relației dintre stat și biserică în contextul actualului război. Domnule Bunaciu, cum vi se pare că ar fi dinamica, rolul acestei înțelegeri? Păi, dacă ne uităm la modul în care tradiția bizantină a inclus această relație după ascensiunea lui Constantin și după modelul acesta constantinian, spre deosebire de tradiția apuseană și mai târziu de tradiția anabaptistă, care vede o provocare în această relație, tradiția bizantină, reflectată în ideea acestei simfonii între stat și biserică, dar mai degrabă, așa cum spunea domnul profesor Barbu, simfonia are ca dirijor statul. Și mai degrabă cred că biserica, atunci când a văzut posibilitatea de a nu mai fi persecutată și de a avea chiar acces la resurse și la o anumită platformă, s-a uitat după modele și probabil că modelul care i s-a părut cel mai atrăgător a fost cel al statului și a încercat să copieze în cadrul bisericii ceea ce a văzut la stat, cu toate consecințele respective. Acest lucru s-a petrecut un pic și în apus, dar cu un alt model, pentru că acolo teologia politică, dacă am putea să-i spune, a fost reflectată de o înțelegere a teoriei celor două săbii, că Dumnezeu conduce lumea cu o sabie lumească pe care o încredințează prinților și cu o sabie spirituală pe care o încredințează bisericii. Deci distinția era mai clar făcută și vedem lucrul acesta, de exemplu, în perioada părinților bisericii, cum părinții din răsărit erau foarte supuși regelui, nu ridicau. Pe când în apus găsim papi, găsim teologi care au stat împotriva, pentru că aveau această înțelegere distinctă a realității bisericii. Bineînțeles că mult mai târziu anabaptiștii au văzut cumva creștinismul ca o societate alternativă. Și au spus: nu trebuie să participăm în niciun fel cu statul, pentru că noi aparținem de o altă lume cumva, împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, în Evul Mediu, asocierea aceasta, și vorbim de vest acum, asocierea aceasta dintre stat și biserică a fost cumva consfințită prin botezul copiilor mici. Te nășteai într-o țară și erai botezat în biserica respectivă. Și atunci primii anabaptiști de la Zürich, de exemplu, Conrad Grebel, Felix Manz, care au fost executați cumva prin scufundare, legați și înecați,
Un motiv a fost nu diferența teologică, ci pentru că au refuzat legea care spunea copiii tăi trebuie să devină cetățeni ai urbei și pentru asta trebuie să se boteze. Și atunci, bineînțeles că în răsărit lucrul acesta nu s-a dezvoltat imediat pentru că era mult mai în urmă biserica din răsărit. Acum, în ce privește natura războiului, domnule profesor Barbu, este acesta un război sfânt sau un război drept? Nu, acest război nu e nici sfânt, nici drept. Personal am mari îndoieli că orice război ar putea fi sfânt sau drept. Nu, sigur, aici e o dimensiune destul de tristă a teologiei creștine, de aproape toate confesiunile, da. Nu există diferențe. Paradoxul este că cei mai rezervat față de ideea războiului drept sau sfânt au fost bizantinii. Nu poți bizantini, ci biserica bizantină însăși, ca, pentru care o ucidere voluntară, inclusiv cea pe care o face un ostaș pe câmpul de luptă, care respectă ordinele și luptă cu dușmanii credinței și ai țării, e pedepsită canonic. Nu sunt canoane care se dau ostaș, deci ostașul nu e primit înapoi de biserică ca un erou, ci ca un păcătos care are nevoie de reconciliere cu biserica. Deci aici e un paradox foarte interesant din punct de vedere istoric. Biserica bizantină a fost în toată istoria de 2000 de ani a creștinismului cea mai rezervată față de război și de operațiunile militare în general. Dar sigur, odată cu alianța cu Imperiu, cu acest concubinaj încheiat între episcopat și Constantin cel Mare și succesorii săi, exact cum spunea domnul profesor Bunaciu, ești roman în sens de cetățean al Imperiului, ești și creștin, ești creștin, ești și cetățean al Imperiului. Dacă ești cetățean al Imperiului, trebuie să aperi Imperiul când e amenințat. Mai mult, chiar trebuie să-ți aperi casa când un tâlhar vine în toiul nopții și, cum spune Scriptura, vrea să te lege și să te prade, nu? Deci ai dreptul, începe această teorie în secolul al IV-lea, ai dreptul în anumite condiții, când viața ta e pusă în pericol, când viața familiei tale e pusă în pericol, să te aperi, de să ridici mâna eventual în armată, asupra aproapelui tău. Mai mult chiar, în mod agregat, colectiv, ai obligația să lupți pentru patria ta, pentru imperiu, apoi pentru monarhiile sau republicile libere din Evul Mediu și epoca modernă și mai ales, și aici e momentul de cotitură radical, care, ca sună așa, aliniat și ori răsăritul creștin ortodox, generic acestui curent occidental, statul-națiune. Nu statul-națiune care introduce o instituție care n-a existat nici în Imperiul Roman, nici în Evul Mediu, nici în epoca modernă, și anume conscripția, serviciul militar obligatoriu. Toți cetățenii bărbați au obligația sacră. Nu? Constituția României spune în unul din primele sale articole, fidelitatea față de țară este sacră. Nu știu ce înseamnă sacru în drept constituțional, dar Constituția utilizează acest cuvânt. Deci în numele acestei sacralități a fidelității față de patrie, ești îmbrăcat în uniformă, ți se pune în mână o armă și ești trimis să omori alți cetățeni ai unei alte țări, care și ei sunt îmbrăcați în alte uniforme și poartă uneori chiar aceleași arme ca și tine, nu? Statul națiune schimbă complet peisajul și rupe orice fel de sentiment evanghelic de rezervă față de violența organizată care este războiul. Nu? Exemplul cel mai izbitor din Orient, deci spuneam cum se aliniază Orientul creștin aceste înțelegeri occidentale a războiului drept, cu rădăcini antice, a muri pentru patrie
dulce, decorum, lucru cel mai frumos care se poate întâmpla pe lume, e să mor pentru patrie. Cum? Cu arma în mână, pe câmpul de bătălie. Și grecii și romanii, celebru discurs al lui Pericle, Cicero, nu? Toată antichitatea exaltă acest tip de patriotism și relația între tine și patrie, patrie care își cere viața și ești dator să-i o dai. Nu? Deci o patrie care are o putere biologică asupra ta, corporală. Îți ia corpul, ți-l îmbracă în uniformă și te trimite să mor pentru ea. Nu? Când în Balcani au apărut regatul elen, apoi regatul sârb, apoi regatul macedonean și apoi în sfârșit regatul bulgar, primul lucru care l-au făcut aceste regate toate culturale ortodoxe a fost să pornească două războaie, războaiele balcanice, între ele. Nu? La al doilea război balcanic a participat și România, să nu cumva să fie exclusă de posibilitatea de a purta un război peste granițe, nu? Ba chiar în 1913 s-a organizat la București o pace și Titu Maiorescu a prezidat așa concertul balcanic, arătând că România este într-un fel arbitrul situației militare și politice din Balcan. De statul națiune, pe scurt, creează cu forța discipoli. Și de unde își recrutează discipolii? Dintre ucenicii lui Hristos. Și ce face? Le pune peste haina botezului uniforma militară. Și nu asta spune Patriarhul Kiril, nu spune altceva. Spune, uitați de haina botezului, nu e atât de importantă. Ce e sfânt și sacru pentru noi rușii e uniforma patriei. Nu? Ostașul nostru rus care se duce, luptă, mă rog, pentru securitate, împotriva nazismului, pentru ce luptă acum, nu e clar pentru multă lume, cu excepția nu lui Putin, pentru ce luptă practic astăzi trupele rusești, dar ele fiind îmbrăcate în uniforma sacră a Federației Ruse, trebuie binecuvântate și protejate, nu? Și trimise la luptă cu acordul explicit al autorității bisericii. De statul națiune este cel care în secolul XIX, John Howard Yoder, unul dintre cei mai ilustri teologi ai secolului al XX-lea, a spus-o clară și demonstrat-o de altfel și cred că nu există mari îndoieli, că națiunea e noua biserică. Deci națiunea s-a substituit integral bisericii în măsura în care își cere o fidelitate care e până la moarte, nu să ne amintim creștinii în epoca apostolică și post-apostolică, dădeau viața pentru Hristos și o făceau cu bucurie, acum îți dai viața pentru patrie și tot așa, trebuie să fii foarte vesel și bucuros că o faci, nu? Mândru cel puțin. Mândru. Fiecare națiune are texte sacre, nu? Eminescu, Caragiale, Creangă, nu? Are eroi ei. Cum creștinii au sfinți, națiunile au eroi. Cum creștinii au părinți ai bisericii, națiunile au învățători, dascăle ai neamului. Nicolae Iorga și așa mai departe, nu? Cum creștinii au avut episcopi și preoți, nu? Activi, națiunile au oameni politici care, nu, Churchill, care dă o dimensiune eroică, monumentală națiunii britanice. Mie mi se pare interesant totuși că și aceste state totuși doresc să găsească justificări pentru război ca să fie drept. Și mă gândeam, de exemplu, la războiul din Afganistan sau chiar și în Bosnia. Și justificările acestea adesea vin pe linia tradițională, cea lui Augustin, după aceea Thomas d'Aquino, că războiul poate fi drept. Așa cum spunea domnul profesor, dacă vine cineva noaptea și, cum spune Scriptura, și vrea să-ți facă rău ție sau familiei tale, e dreptul tău să te apăr și la fel și cu țara ta. Și e interesant că argumentele acestea de genul acesta literar, zic eu, sunt într-un fel nefolositoare, pentru că viața e mult mai complexă. Noi putem să avem un argument filozofic chiar, dar complexitatea situației este mult mai mare și atunci apar argumente de tipul naturii umane. Da?
Și eu cred că astea poate sunt mai valabile. Suferința care este creată, de exemplu, ele sunt conjugate cu argumente de tip coduri legale, da? Carta Națiunilor Unite sau a drepturilor omului. Dacă cineva provoacă un genocid, este drept. Când s-au dus în Bosnia, NATO s-a dus pentru că a fost o decizie a Consiliului de Securitate, pentru că acolo avusese loc un genocid. La fel și în Afganistan. Dacă situația a fost în realitate așa, e interesant, pentru că, așa cum spune Tacit, cel tare face ce poate și ce vrea, cel sărac face ce trebuie să facă. Pentru că, în final, ideea asta de război drept, după părerea mea, nu este o idee realistă. Deci este, de obicei, o justificare, știi? Și atunci avem această stratificare. Care sunt motivele pentru care poți să faci un război drept? Cum să porți un război drept? Știi? Și e interesant, este un teolog care vorbește despre o pace dreaptă. Că până la urmă, ceea ce trebuie să urmărim este o pace dreaptă care poate să aducă o soluție până la final. Stanley Grantz. Vă mulțumim. De fapt, ați răspuns implicit și unei întrebări pe care am primit-o în chatul paginii de Facebook a facultății. Acolo puteți pune întrebări. De asemenea, pe Slido, numărul pe care îl vedeți în burtieră, întrebarea era dacă există vreun tip de război care poate fi susținut cu argumente biblice teologice. Și răspunsurile dumneavoastră au fost mai mult decât acoperitoare la această temă. Poate că aici aș menționa că anabaptiștii în mărturisirea de la Schleitheim, cred, una dintre primele mărturisiri de credința lor, spuneau: noi nu purtăm războaie pentru că noi nu avem armele lor. Armele lor sunt sulița și sabia, dar armele noastre sunt cuvântul și credința. De-aia nu ne interesează războiul. Deci anabaptiștii au avut O atitudine foarte radicală, care până la urmă i-a pus chiar în situația de a fi considerat strădător, pentru că au spus că nu există absolut nicio justificare pentru război, oricare ar fi acesta, nici chiar violența împotriva ta. Pavel însuși expropriază nu războiul ca atare, ci limbajul lui, când vorbește de coif, platoșă, arme, și le leagă pe toate de credință și de duh, nu de operațiuni militare. Adică reutilizează limbajul războiului într-un sens absolut creștin și non-violent, radical non-violent. Da, și el spune că, de fapt, lupta principală a creștinului este o lupta spirituală. Exact. Nu v-ați luptat, n-ați ajuns să vă luptați până la sânge împotriva păcatului. Acum, ucrainenii sunt forțați cu ajutorul armelor, sau prin intermediul armelor, poate mai bine, să îmbrățișeze răsăritul în vederea recreării acestui spațiu sacru despre care am făcut vorbire mai devreme, în timp ce vestul, care este considerat decăzut, face eforturi semnificative să primească refugiații. Se poate spune, domnule profesor Bunaciu, că până la urmă secularizarea, cu toate provocările ei, mai degrabă i-a făcut un serviciu creștinismului apusean? Nu știu dacă aș spune că secularizarea a făcut acest serviciu, ci eu cred că secularizarea ca o întoarcere la lume, nu secularismul ca și o ideologie, care cred că este periculoasă și care cred că nu este utilă, dar secularizarea ca o întoarcere la lume a lucrurilor care sunt ale lumii. Știți, de exemplu, ideea aceasta că biserica trebuie să conducă statul, a ocupat sau să aibă o influență mare în stat, ocupă toată energia bisericii și uite că porunca Mântuitorului a fost: merge și vestiți Evanghelia. Sau merge și faceți bine, pentru că am fost flământ și mi-ați dat să mănânc, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Asta este sarcina bisericii. Dar biserica, în loc de asta, se ocupă cum să aibă influență, cum să dea legi, cum să controleze. Și atunci, într-un fel, secularizarea dă înapoi bisericii rolul pe care
i-l a furat statul în această, și nu că i-l a furat, că de bunăvoie s-a dus acolo și uneori chiar cu dorința de a conduce. Deci din punctul acesta de vedere cred că sunt de acord, dar în ce privește spațiul sacru din Ucraina, nu știu dacă ucrainienii văd lucrul acesta în termenii aceștia, pentru că din ce înțeleg eu, identitatea lor nu este legată de spațiu sacru în termenii aceștia, ci mai mult de existența lor ca un popor în ultima perioadă și de oportunitățile și de provocările pe care le-au avut. Eu mi-aduc aminte foarte bine când am fost prima dată în fosta Uniune Sovietică, n-am fost în perioada respectivă, am fost la Herson. Și zona aceasta din sud era o zonă cu foarte mulți filoruși. Și chiar oamenii de acolo vorbeau majoritar rusă și îmi spuneau despre identitatea lor rusă, nu știu ce. Acum prietenii mei din Herson vorbesc tot rusă, dar unul dintre ei nu mai vrea să fie identificat, da, în sensul acesta. Dacă nu greșesc, în primii ani 90, când a avut loc referendumul pentru independența Ucrainei, puțin peste 50% cetățenii și-au dorit o Ucraina independentă și separată de Rusia. Cred că 55%. Da, foarte puțin. Pentru că majoritatea vorbeau, mai ales în est și în sud, vorbeau mai ales în zonele dezvoltate. Vestul era așa, cumva mai departe. Da. Sigur că identitatea ucrainiană s-a format ca toate identitățile naționale în secolul XIX și are ideologia germană este la origine, pentru că instrumentele de creare a sentimentului, a naționalismului, a ideilor naționale, nu atât a sentimentului național sau patriotic, sunt de inspirație germană și au colonizat practic mediile intelectuale din toată Europa și chiar din zone ale Asiei și mult mai târziu ale Africii. Sigur, Ucraina întotdeauna a fost între Orient și Occident, ca să spun așa, Orient-Occident în termeni europeni, în sensul în care... Asta vă întorc cu noi, într-un fel, dar poate mai pronunțat. Mai pronunțat în măsura în care aproape întreg teritoriul actualei Ucraine, după Marea Invazie Tătară din 1241 și până în 1654, când cazacii zaporojeni fac secesiune și se adresează Moscovei și reunesc o parte din actuala Ucraina cu Moscova. Ucraina a fost parte a marelui ducat al Lituaniei, care era asociat cu regatul polonez, deci o putere catolică, sigur, care a tolerat neîndoielnic existența unei populații de rit răsăritean și a unei obinim de rit răsăritean, cnezi și așa mai departe, chiar câțiva regi polonezi din secolul al XVII-lea sunt din familii rutene, de rurichide, de tradiție chieviană. Vișnovieschi, de pildă, regele Mihail Vișnovieschi era dintr-o astfel de familie cu rădăcini în Rusia chieviană, nu? Deci, existat oarecare toleranță, dar în același timp și o presiune permanentă a Bisericii Occidentale, a Bisericii Catolice. Pentru scurt timp, în secolul XVI, când în mod foarte spectaculos Polonia părea să basculeze de partea protestantă, avea contrareforma și invazia suedeză o va readuce în orbita Romei, deci la un moment dat chiar și reforma a lăsat urme adânci în Ucraina și cel puțin o parte a Ucrainei cu capitala culturală și administrativă la Lviv până în 1918 a fost parte a Imperiului Austriac. Da, se numea Lemberg. Lemberg, da, și era așa zisul regat al Galiției. Nu, care era una din părțile componente ale dualismului austro-ungar și sigur Lemberg, inclusiv în Cernăuți, avea o universitate de limbă germană.
Nu? Și elite ucrainiene, da, decenii la rând, fie la Cernăuți, fie mai ales la Lemberg, dacă nu direct la Viena, nu? Da. Erau formate în limba germană și în cultura germană. Da. Opera din Lviv e făcută de, construită de același arhitect care a făcut opera din Viena și are elemente... Exact, și asta face ca, spre deosebire de velicoruși, de rușii mari din aria moscovită, ucrainienii să aibă această dualitate identitară, nu, care se vede dacă contrapunem doi mari scritori ucrainieni ai secolului al XIX-lea, Nicolae Gogol. Gogol era patriot ucrainian, dar naționalist mare rus. Adică pentru el ucrainienii, cu specificul lor dialectal și istoric, relațiile cu polonezii, cu nu știu ce, făceau parte din marea națiune rusă. Nu? Tara Șevcenco, din potrivă, a încercat inclusiv la nivel filologic, adică construind gramatică, dicționare și scriind o literatură poetică în dialect, a construit practic identitatea lingvistică ucrainiană, care va fi trăită în 1918 ca identitate etnică, când Bucovina a decis să intre în componența României. Lucrul nu a fost atât de eroic cum l-am sărbătorit acum 4 ani în 1918, în sensul în care Cernăuțiu, orașul, era ocupat de trupele românești deja și sfatul țării, Consiliul Local, era divizat în două, între români și ucrainieni. Nu? Ucrainienii care își doreau ca Bucovina să facă parte dintr-o republică ucrainiană independentă, democratică, pentru că o parte din ucrainieni erau naționaliști, o parte erau anarhiști, o parte erau chiar bolșevici, deci era ideea de democrație, nu ne ducem într-un regat, nu sub că am scăpat de Romanov și ne ducem sub călcâiul altor regi acum, nu? Sau am scăpat, nu, de fapt ei scăpase nu de Romanov, ci de Habsburgi. Am scăpat de Habsburgi și ne ducem sub Hohenzollern acum. Nu vrem asta. Noi vrem o republică independentă ucraineană. Sigur, românii din patriotism românesc erau de părere că Bucovina trebuie să se unească cu țara, patria mamă, cum se spunea. Dar sigur că determinant au fost trupele românești care, când Stalin a dat în 1940 ultimatum României și a cerut și Bucovina de Nord, care nu făcuse niciodată parte în epoca modernă, cel puțin după invazia tătară, nu mai făcuse parte dintr-o țară rusă, ca să spun așa, în mod evident, Stalin avea în vedere discuțiile din 1918 și ideile de partiție a Bucovinei între un sud românesc și un nord ucrainean. Și a cerut acel nord pe care l-a unit în 1940, apoi după o întrerupere din nou în 1944 cu Republica Socialistă Sovietică Ucrainiană. Acum, adevărat este că atunci când un teritoriu este sub ocupație, procentele sunt lucrate cu atenție și cu dibăcie în anumite birouri. Ceea ce s-a întâmplat de altfel și cu Bucovina, pentru că, după cum bine știm, dinamica împărțirii populației, dinamica demografică a Bucovinei a fost foarte agitată. Și după nevoile pe care oamenii nu le puteau împlini fiind într-o zonă părăsită cumva economic și politic, dar cu siguranță au fost jocurile marilor puteri de a, până la urmă, de a împărți Bucovina după cum au și făcut-o și au dorit. Domnule profesor Bunaciu, mă întrebam, având în vedere că una din tezele vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea în ceea ce privește implicarea sau rolul creștinismului în izbucnirea și, de fapt, desfășurarea celor două războaie mondiale, una dintre teze, spuneam, a fost că
în urma acestor războaie mondiale pornite, de fapt, de țări care se declarau creștine, cumva în sânul creștinătății, creștinismului, creștinătății, poate mai degrabă, teza era că însuși lucrul acesta a stat la baza prăbușirii creștinismului apusean. Considerați că acest război din proximitatea noastră va duce la o prăbușire a creștinismului răsăritean? Da, acum nu știu dacă aș folosi termenul de prăbușire. E foarte interesant, când m-am dus în Anglia prima dată cu atitudinea mea și cu cunoașterea pe care aveam, am fost foarte surprins că țara asta, care a fost atât de reformată, atât de protestantă, a participat atât de mult la promovarea ideilor Evangheliei, era acum, cel puțin din perspectiva participării populației la viața religioasă, destul de sărăcită. Dar și unul dintre factorii care mi-a fost împărtășit de oameni, nu din literatură de specialitate, este că în urma celui de-al doilea război mondial, mai ales, oamenii au fost foarte dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în biserică, dar ideea a fost, de fapt, un fel de trezire a oamenilor sau la realitatea faptului că, de fapt, nu e nevoie să mergi la biserică pentru ca să fii considerat ok din punct de vedere social. Ceea ce înainte era tot o formă culturală, până la urmă, de socializare. Toți oamenii care erau de omenie mergeau duminică la biserică. Că mai păcătuiau, că mai făceau, dar era lucrul... Kierkegaard vorbește despre asta în Danemarca, da? El asta spune, el era... spune la un moment dat că cel mai mare dușman al creștinismului e creștinătatea. Pentru că într-o țară unde toată lumea se purta civilizat, între toată lumea trăia, de fapt, moral, el spune, nu există credință. Deci de-aia el se vede că un fel de cavaler al credinței, Kierkegaard, în întreagă. Și eu cred că ce s-a întâmplat în Europa ca un proces care a continuat, a fost o realizare acestei realități. Și anume că creștinismul ca formă de socializare, ca formă de manifestare în societate, nu mai este necesar. Și într-un fel Dumnezeu a fost pus pe cumva în colțuri în care noua... Bineînțeles că acest discurs a mers mână în mână și cu modul în care societatea este gata să dea creștinismului un loc, atât timp cât nu o deranjează în problemele esențiale și fundamentale. Dacă asta se va întâmpla în partea de răsărit, nu știu, e foarte greu de spus. E clar că e o criză majoră situația asta, după părerea mea, în sânul Bisericii Ortodoxe, pentru că două țări ortodoxe, deși Biserica Ortodoxă Rusă era deja într-un fel de conflict cu celelalte biserici, tocmai pentru faptul că recunoscuse Constantinopolul Ucraina și nu erau mulțumiți, dar totuși criza aceasta în sânul Ortodoxiei cred că este majoră și cred că nu și-a epuizat efectele și consecințele până la urmă. Dar prăbușire nu știu și eu cred că, de fapt, cultura asta răsăriteană, care este puțin mai mistică și puțin mai nelegată neapărat de o cunoaștere a Scripturii și de o viață de credință activă, ci mai mult de credință ca lege strămoșească și ca obiceiuri și ca tradiții, e foarte rezilientă în această formă. Nu știu ce zice colegul meu. Da, nu. Asta e rana pe care foarte just a spus degetul, pentru că într-adevăr, înainte de Kierkegaard, Luther a observat că credința a fost luată ca ceva foarte ușor de-a lungul întregului mediu. De fapt, e un lucru foarte greu, care presupune un fel de agonie personală, de înfruntare, nu cu problemele credinței, de luptă corp la corp a fiecărui creștin în parte cu problemele pe care Evanghelia îi le pune în față. Dar, într-adevăr, când
creștinismul, mai ales în aceste părți mai puțin dezvoltate, neatinse de revoluția industrială decât foarte, foarte târziu ale Europei centrale și orientale, creștinismul a fost o formulă culturală care a slujit secole de-a rândul de principală legătură socială și formă de recunoaștere identitară. În plus, cum observa cineva pentru Sudul Statelor Unite foarte just, urmărind procesul de secularizare din anii 60, trebuie să ne gândim că în zonele rurale și provinciale ale Balcanilor, estului Europei, inclusiv România, Ucraina, Rusia, până la mijlocul secolului 20, mersul la biserică era singura distracție disponibilă. Nu aveai nimic altceva de făcut, era locul în care te întâlneai, mă rog, mai era cârciuma, care întotdeauna... Cârciuma din sat a fost alternativa și era de regulă chiar în fața bisericii. Era un centru. În centru, da. Dar în afară de cârciumă, mersul și de hore care se făceau din când în când, mersul la biserică, vă dați seama, era un spectacol complet în ritul răsăritean. Ai scenografie, ai costume, ai dialog, ai monolog, ai muzică, ai coregrafie. Ai imagini, ai tot. Adică e un spectacol. Sigur, odată cu secolul al XX-lea, cu noile mișloace de comunicare, cu noile arte, cinematograf, apoi televizor, sigur că mersul la biserică nu mai e motivant pentru toată lumea, care găsește scenografie, coregrafie, muzică și în alte locuri, chiar dacă locuiește la țară. Nu? Deci, sigur că ritmul secularizării pare să fie mai lent în partea noastră de lume, spre deosebire de Europa Occidentală, de țări precum Marea Britanie sau Olanda, unde situația din acest punct de vedere al cifrelor pare foarte dramatică pentru creștinism. Pentru că creștinismul nu e, a spus foarte bine, nu e tratat ca o credință care e personală și creștinii sunt născuți și nu făcuți, ca să spun așa, în aceste țări. Nu s-au făcut singuri în urma unei chemări, nu? Ci sunt născuți, sunt botezați și atunci creștinismul e parte din rețeta identității, nu? Cum se întâmplă și la noi. Toată lumea, până la urmă, se căsătorește la biserică. Chiar dacă vezi că adesea au copii, își botează copilul și se și căsătoresc în același timp. Adică, ceea ce indică clar că motivația nu e una religioasă, de a te duce în fața Domnului și a comunității pentru a schimba legăminte de fidelitate. Nu, ci e un rit comunitar pe care, dacă tot a venit copilul, dacă tot... Așa e obiceiul să botezăm copilul, hai să ne căsătorim și noi, și, nu? Ca așa să fim în rândul lumii, cum e această formulă fabuloasă românească, a fi în rândul lumii și a face lucrurile ca lumea. Nu? Nu există expresii, după părerea mea, mai contrare Evangheliei într-o altă limbă, care tocmai îți atrage atenția că nu trebuie să fii ca lumea și să faci lucrurile ca lumea, să nu vă potriviți. Nu? Ori la noi, în limba română, nu, care e formula conformismului? Fă lucrurile ca lumea și fii în rândul lumii. Ce spune mama copilului care de mic? Da. Ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea? Da, e foarte interesant aspectul acesta și eu văd o dimensiune pozitivă, deși eu nu sunt de acord cu modelul, că pentru unii slujitori ai bisericii de răsărit, aceste momente pot fi momente de învățare, să-i ajute pe oamenii respectivi. Absolut, sigur. Să-i trezească la realitate. Și adesea se și întâmplă lucrul ăsta. Că deși au venit acolo ca să fie ca lumea, da, pot să audă și Evanghelia cumva. Exact. Da. Domnule profesor Barbu, una dintre întrebările care au fost puse de ascultătorii noștri, de cei care ne urmăresc, a fost, e de fapt legată de această discuție vis-a-vis de religie și naționalitate. Întrebarea este, în cazul unui război, ce îi unește mai mult pe oameni? Religia sau naționalitatea?
vedem cu ochiul liber acum în conflictul din Ucraina că naționalitatea sau ceea ce trece sau e impus sau e acceptat drept sentiment național, adică ostașul rus care atacă și ostașul ucrainean care se apără nu raționează în sensul în care cum să ridic eu arma împotriva celui care vine spre mine, pentru că purtăm aceeași uniformă, haina botezului. Suntem de aceeași credință. Ei nu văd această identitate de veșmânt, ci văd diferența de uniformă între uniforma armatei ucrainiene și uniforma armatei ruse sau, mă rog, ale miliților din pseudo-republicile de pe Don. E clar că trebuie să insist asupra acestui fapt și, mă rog, e o lungă reflecție aici, nu e neapărat a mea, mă adăp și eu din surse mult mai înțelepte. Naționalitatea și națiunea ca instituție e substitutul bisericii începând cu secolul XIX și până azi. Acolo se creează, nu? Unde primim noi sensul identității? Ci mă refer la cei mai mulți. Chiar și la evanghelici cred că se întâmplă în fapt acest lucru. Nu-l primim în biserică, nu acolo ne simțim în comuniune cu ceilalți, ca un popor separat, aparte, care are propriul său destin. Căpătăm simțul identității proprii și al comuniunii când suntem educați național, nu? Și învățăm despre Mihai Bravu, despre Eminescu, despre eroi, despre martiri, despre și noi suntem români, nu? Și căpătăm așa o mândrie. Nu, lumea nu se mândrește că e creștină, nu? Lucru pare atât de normal și într-un fel marginal în viața de fiecare zi, încât nu e neapărat un motiv de mândrie că ai această extraordinară șansă, nu să ne gândim că sunt sute de milioane de chinezi, indieni, indonezieni, care n-au șansa de a fi creștini, nu? Pentru că nu li s-a vestit Evanghelia. Noi avem această șansă și ar trebui să fie pentru noi un motiv de mândrie în sensul lui Pavel, adică să ne mândrim cu lucrarea lui Hristos în, care s-a făcut pentru noi. Ori noi ne mândrim că suntem români. Nu, toate cântecele și festivitățile naționale și înțelepciunea asta comună, indignarea când nu știu ce apare vreun steag unguresc pe undeva sau se cântă imnul secuiesc, vezi că e așa, este un murmur de indignare în toată presa și în mare parte a opiniei publice, dar cum îndrăsnesc? Nu? Că noi suntem aici pe vest stăpân, nu? Cam asta e, deci asta îți dă sensul identității, nu Evanghelia ți-o dă, ci apartenența la neam. Apropo de asta, eu am avut o experiență foarte interesantă când m-am dus prima dată în America, imediat după Revoluție atunci, și am mers într-o biserică baptistă americană și în față era steagul creștin și steagul Americii. Și pentru mine a fost un șoc, pentru că noi numai ce terminasem comunismul și nu puteam să-mi imaginez ca într-o biserică baptistă din România să fie steagul comunist cu săcerea și ciocanul, deci era pentru mine și mă gândeam cum... Ok, America nu era comunistă, dar era tot steagul țării. Acum am văzut că și la noi, dar la românii au fost mai pragmatici. Nu pun steagul României, ci spun steagul tuturor sponsorilor care au sponsorizat. Deci acolo Națiunile Unite la unele biserici, știți? Da. Dar această asociere cu națiunea este foarte puternică și uneori este promovată. Și are diferență. Adică ce spune domnul profesor Brunaciu este esențial, pentru că nu aș vrea ca cei care ne ascultă să creadă că e vorba de un excepționalist românesc aici. Nu, absolut nu. Deloc. Suntem într-un regim de normalitate general. Cazul Statelor Unite e unul dintre cele mai studiate. Nu? Thomas Merton a scris o carte despre naționalismul creștin, nu? Pe care l-a tratat drept neevanghelic, deși e practicat de evanghelicii americani, aici e un paradox, nu? Cu referință la cazul american, nu?
așa cum există naționalist creștin american, există naționalist creștin rus, există naționalist creștin polonez, steagul polonez în toate bisericile care și așa mai departe. Nu, deci e foarte e ca să spun așa o maladie, e o pandemie, aș îndrăzni să spun, care n-a fost, e încă pe val, nu s-a oprit acest val, așa cum vedem în cursul acestui război. Deci e foarte clar că orice alianță între drapel și altar nu are de-a face cu Evanghelia, nu? Pentru că poporul pe care Dumnezeu l-a ales după întrupare e un popor separat, e un popor sfânt, e un popor de preoți și de regi, nu e un popor de militari, da, și de strategi. Deci, cel puțin la nivel politic, nu am văzut eu cel puțin în discursurile președintelui Zelenski un accent pe partea asta religioasă. No, e și greu, el fiind, având rădăcini evreiești, da, ar fi oarecum ridicol și să devină un politică mai liberală. Plus că, da, sigur, e un politician liberal din punctul ăsta de vedere, deci nu a făcut apel la această dimensiune. Am auzit un discurs, cred că de Paște sau în perioada respectivă a lui Putin, în care spunea, da, lasă că așa, noi dacă murim mergem în rai și dacă mor merg în iad, sau ceva de genul sugera într-un discurs. Nu politic important, dar pentru populație, cum ar fi. Da, și eu am văzut, și asta mi s-a părut lucru cel mai frapant și într-un fel dureros din tot acest conflict, în urmă cu vreo lună și jumătate, era un reportaj, cred că chiar de Paște, da, nu? De Paștele după calendarul răsăritean. Și erau niște ostași într-o biserică ucraineană care participaseră acolo la liturghie și îi se luau interviuri. Și unul dintre acești ostași, un flăcău frumos, înalt, de 20 de ani, zice, marea noastră problemă e, zice, că nu avem destulă credință, ne lipsește credința. Dacă am fi avut cu adevărat credință, până acum eu moram pe toți rușii. Ceea ce mi s-a părut tipic într-un fel și izbitor când auzi, nu citești, nu, într-o carte despre naționalism, ci vezi, nu, naționalismul care include un limbaj creștin, ca să spun așa, în mărime naturală, știi, și în, la fel de izbitor, cred că, mă scuzați, la lucru în viață. În viață. La fel de izbitoare mi s-a părut și imaginea aceasta a președintului Putin în aceeași catedrală cu Kiril, da, tot da, cu aceeași ocazie. Ambele tabere, de fapt, sunt prinse în capcana asta a naționalismului, pentru care sunt gata să plătească orice preț. Da, da, da. Numai că s-ar putea ca în tabăra rusească naționalismul să fie până la urmă doar un instrument. Acum și la noi a fost un primul președinte postcomunist, după unele ezitări, nu lipsea de la liturghia, sau cel puțin de la utrenia de Paște, de la catedrală. Până la urmă nu faci lucrul ăsta. Cred că Putin e în aceeași categorie, adică dat fiind biografia, da, lui, nu cred că este un pravoslavnic evlavios așa din fire și din totdeauna. Cred că pur și simplu, ca și țarii din vechime, utilizează biserica ca element fundamental al rețetalului. E o sare în național. Nu mai are gust naționalismul rusesc dacă nu pui și puțină pravoslavie în el. Nu că nu e fad, e lipsit de savoare, prea sovietic, nu? Și atunci, ca să nu fie sovietic, să balansăm gustul sovietic cu un gust mai, chiar și Lenin în mod faimos a spus, e una din ultimele însemnări pe care le-a spus, și le-a spus, așa a spus-o cu amărăciune, adică nu era entuziast, era profund dezamăgit, a spus, dacă
zgârâi un bolșevic, găsești sub el un național, un șovin, șovin a spus Lenin, un șovin velicorus. Deci inclusiv visul lui Lenin al revoluției de tip occidental, marxist, care urma să fie mondială, să elibereze exploatații din aia, a fost convertit, ca să spun așa, într-un limbaj și în practici profund velicoruse, cum s-a întâmplat și cu mult înainte de marxism, cu ortodoxia bizantină, care și ea a fost adoptată și ca o practică a acestui naționalism velicorus, sigur, cu origini în Moscova, secolului al XVI-lea și cu această tentație antioccidentală permanentă. Nu, da. E un naționalism care nu caută asemănări, identități, parteneriate, ci caută diferențe, adică lucrează prin diferențe, prin observarea, remarcarea și îngroșarea diferențelor care îl separă de... Deci nu, și asta se întâmplă din secolul XVI. Apropiindu-ne de încheiere, v-aș adresa câte o întrebare într-un sens mai practică. Domnule profesor Bunaciu, am remarcat faptul că prin martie un grup de în jur de 400 de pastori baptiști și penticostali din Rusia au semnat o scrisoare adresată lui Vladimir Putin în care îi comunică acestuia că se opun conflictului militar și cer oprirea acestuia. Creștinii din afara Rusiei cu siguranță au fost mult mai mulți. Papa Francisc, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au exprimat în mod categoric opoziția lor față de acest război și au cerut oprirea lui. Țările limitrofe, precum și cele mai multe țări ale lumii, au primit cu brațele deschise pe refugiații ucrainieni. Ce ar putea face creștinii în contextul acestui război? La nivel personal, dar și bisericile ca instituții. Aș dori să adaug la lista dumneavoastră și o listă de vreo 300 de preoți și teologi ruși, ortodoxi ruși, care au semnat. Majoritatea nu erau nu locuiau în Rusia pentru că se temeau, dar totuși este semnificativ la aceasta de poziție. În afară de a condamna războiul și de a ne ruga pentru pace, mi se pare foarte dificil să faci ceva altceva decât să ajuți suferința asta umană prin orice mod posibil și să fim o mărturie. Eu cred că în momentul acesta de criză, reacția cea mai importantă este ajutorarea atât a refugiaților cât și a celor care au rămas în Ucraina, încurajarea lor și bisericile ca instituție ar trebui cumva să facă un lobby pe lângă guvernele din țările lor, dar e o situație delicată, pentru că dacă vă uitați la guvernul Ucrainei, ei solicită arme, solicită dezvoltarea capacității lor și pe bună dreptate din punctul lor de vedere, dezvoltarea capacității lor de a face față atacului rusesc și poate de a-l contracara și de a elibera țara. Eu cred că noi ca biserici și nu avem altă opțiune decât să ne rugăm pentru pace și să milităm pentru pace și care să vină cât mai rapid. Domnule profesor Barbu, ce avem de învățat ca și creștini din izbucnirea unui război între două țări care se declară creștine și asta în secolul al XXI-lea? Păi avem... Iar am întinat să răspund cu o celebră vorba lui Winston Churchill, istoria acel lucru din care nu învățăm niciodată nimic. Dar nu... Cred că învățăm încă o dată că în calitate de creștin, mă refer așa, agregat la toți creștinii, indiferent de confesiune și de țară, de epocă istorică, n-am fost recunoscuți în
toată profunzimea istoriei, după cum ne-a îndemnat Mântuitorul, adică prin dragostea dintre noi, ci mai degrabă prin războaiele pe care le-am purtat între noi. Violență. Prin violență. Adesea doar violența cuvântului, nu? Odată cu inventarea acestui raport între ortodoxie și erezie în secolul IV, nu? Care e de atunci folosit sistematic, fie și doar la nivelul violenței gestului și al verbului, nu? Adesea în trecut, evident, și la nivelul violenței cele mai brutale, nu? Și criminale. Ne-am făcut cunoscuți prin cultura noastră creștină, nu? Așa zisă civilizație occidentală, care, sigur, poate să fie o sursă de mândrie pentru toți, să fie timpul după 2000 de ani să ne facem în sfârșit cunoscuți prin dragostea dintre noi, așa cum își dorea Mântuitorul și învățătorul nostru. Și cum s-a rugat să fim una. Și cum s-a rugat să fim una. Și asta până să se întoarcă el. Și asta până, păi da, după aceea vă va recunoaște lumea, da, că sunteți ucenicii mei. După dragostea dintre voi, nu e. Cuvintele sunt absolut explicite, lipsite de orice fel de ambiguitate, nu se pretează exegezei hermeneutici. Da, da, da. Sunt elementare, nu? Noi, ori tendința noastră, și de aici iese și modernitatea cu îndrăzneala gândirii, creativitate, imaginație literară, creativitate în știință, evident. Nu, creștinii au fost tentați să, foarte de timpuriu, chiar înainte de Constantin, să interpreteze și să complice, nu să se ia la întrecere între ei prin subtilitatea raționamentelor, nu? Și am aflat astfel de timpuriu că predica de pe munte, apropo de cel care intră noaptea în casă peste tine și te rănește, nu? Predica de pe munte spune să nu rezistați celor care vor să vă facă rău, ci să întoarceți și celălalt obraz, nu? N-avem episoade de tipul ăsta decât în literatură, în Le Miserable al lui Victor Hugo, nu? În care episcopul jefuit îi spune: hoțului, vezi că ai uitat și-ți feșnicele cele astea de argint, ia-le cu tine, nu? Deci există cazuri, dar ele sunt cu totul accidentale și excepționale, adesea sunt, din păcate, doar literare, cum e în această situație. Deci, de timpuriu, părinții și apoi teologii au spus, da, predica de pe munte, da, sunt sfaturi evanghelice, e greu, nu e... Deși cuvintele erau clare, simple și explicite. Nu se pretează la, cred eu, acele, sigur, sunt, nu vreau să neg că exegeza biblică are temeiuri de a fi care sunt extrem de solide, dar în speță predica de pe munte nu se pretează exegezei, pentru că folosește expresii extrem de simple, luate din viața de fiecare zi, adică nu sunt acolo concepte rafinate care trebuie cântărite, întoarse distilate, pe toate feze, distilate, traduse eventual în limbaje contemporane. Nu, sunt lucruri simple, cu obrazul, cu mersul o milă, când, așa, cu haina, cu cămașa. Să faci pace. Da. Să nu intri la judecată cu aproapele tău, mai bine te împaci. Adică sunt lucruri extrem de simple din viața cotidiană a omului celui mai neinstruit pe care îl putem imagina. Ori de timpuriu noi am complicat aceste lucruri, care, cum observa unul din filozofii cei mai influenți ai modernității, John Stuart Mill, în secolul XIX, creștinii țin toate aceste precepte drept o lege sacră, nu o respectă, că citesc din Evanghelie, uite ce frumos spune Mântuitorul aici, întoarce celălalt obraz, nu rezista, cine își cere haina, dă-i și cămașa, splendid, nu? O lege sacră. Dar legea asta nu are, observă Mil, nicio putere în mintea lor și în modul în care ei trăiesc în viața de fiecare zi. Nu transformă aceste sfaturi într-o cruce pe care să o poarte zi de zi. Nu?
Poate că Mântuitorul asta a vrut să spun. Aici intrăm pe terenul interpretării, dar când a spus purtați-vă crucea în fiecare zi, adică dacă luați în serios ceea ce eu vă spun și încercați să fiți desăvârșiți, așa cum și tatăl vostru este desăvârșit, o să aveți de purtat greutăți în fiecare, nu o să vă fie ușor. Nu? Străduiți-vă să intrați pe poarta acea strâmtă. Agonisete e verbul în grecește, verbul, adică agonizați să intrați pe poarta. Deci viața creștinului nu e o plimbare de plăcere prin istorie, prin catedrale, cu urechea spre muzica divină a lui Bach și așa mai departe. E o viață destul de brutală, pentru că e o viață în care trebuie să-și care în fiecare zi crucea, care înseamnă confruntarea acestor porunci, să le spunem drept ceea ce sunt, ale Mântuitorului, cu imposibilitatea de a le face și și cu datoria de a face imposibilul, da, în fiecare care e moment. Care agonie. Nu vrei să... Dacă îmi ceri haina, eu nu vreau să-ți... Nu că nu vreau să-ți dau, că mai nu vreau să-ți dau nici haina. Că nu vreau, că e a mea. Nu? Dar în același timp știu că trebuie să ți le dau pe amândouă. Și de aici e agonia, nu? Dacă mi le-ai cerut, ți le dau. Nu vreau, dar ți le dau. Pentru că așa a spus învățătorul și domnul meu, nu? Atunci poate că Bonhoeffer a avut oarecare dreptate. Cu siguranță, cu siguranță. E unul din gânditorii acestei biserici mărturisitoare, da, cum ar trebui să fie orice biserică. Asta este funcția. Dar adesea bisericile au tentația să fie biserici integratoare, nu cum sunt de regulă bisericile tradiționale, inclusiv cele protestante din mainstream, adică toată societatea o primim, e creștină, da? Fie biserici, mi-e greu să găsesc un echivalent românesc pentru conversionists, adică biserici care vor să salveze suflete. Da, da. Și se adresează indivizilor salvându-le sufletele, chemându-i la biserică, spunând pocăiți-vă, nu mai bea, nu-ți mai bate nevasta, schimbă-ți viața, dă-ți-o peste cap și gata, te-ai mântuit. Nu? Și biserica care trebuie să fie cu adevărat între aceste două tentații, care amândouă sunt juste, deci amândouă mar calități. Dar ceea ce biserica ar trebui să fie, trebuie să fie în primul rând mărturisitoare. Deci să le spună celorlalți lumii, că am vorbit despre lume, da, într-adevăr, există pe lume un popor, nu e poporul american, nu e poporul român, nu e poporul rus, nu e poporul ucrainian, e poporul lui Dumnezeu care e biserica, care întoarce celălalt obraz, care îți dă cămașa atunci când îi cer haina, nu? Care nu te dă în judecată niciodată pentru nimic, care nu jură și așa mai departe. Există un asemenea popor pe lume. Uite, noi depunem mărturie că facem parte din acest popor. Da. Asta e funcția. Asta a fost de la început, a rămas și trebuie să continue până la a doua venire să fie funcția bisericii. Probabil că acesta este unul dintre cele mai potrivite moduri de a încheia discuția noastră pe această notă. Domnilor profesor, vă mulțumim foarte mult pentru acest festin. Domnule profesor Barbu, mulțumim foarte mult pentru participare. Eu sunt recunoscător că m-ați invitat. Domnule profesor Bunacci, mulțumim foarte mult pentru participare. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Și vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat, ne-ați urmărit, pentru întrebările pe care le-ați pus. Am reușit să ridicăm doar câteva dintre ele. Vă mulțumim. La revedere!